Bună copii! Eu sunt Missy Claudia și în episodul de astăzi am să vă arăt cum puteți să faceți o morișcă din hârtie. Veți avea nevoie de hârtie pătrată, de farfecă, lipici, un pai și o pioneză. Dacă nu aveți pioneză, puteți să folosiți un bold. Foaia mea este dreptunghiulară. O voi îndoi și apoi o voi rupe sau o voi tăia astfel încât să formez o foaie pătrată. Încep să tai cu farfeca de la fiecare colț al pătratului către centru. Am obținut acum 4 triunghiuri. Începem să lipim câte un colț de la fiecare triunghi. Acum decupez un cerc și îl lipesc în mijlocul moriștii. Așteptăm să se usuce puțin și apoi introducem pioneza în mijlocul moriștii. Imediat vom lua paiul și vom trece pioneza și prin pai. Aveți grijă să nu vă înțepați în pioneză. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube Activities with Missy. Vă pup!